Horoscopul zilei de 28 octombrie. Berbec. O zi norocoasă. Intuiția ajută la găsirea răspunsurilor la multe întrebări dificile. Ascultă instrucțiunile ei ca să nu ratezi. Sunt posibile întâlniri plăcute, cunoștințe care vor pune bazele unei relații de prietenie sau romantice îndelungate. Chiar și cele mai serioase negocieri de afaceri sunt ușoare. Reușești să cucerești interlocutorul. Îți pasă nu numai de propriile interese, ci și de bunăstarea altora, iar aceștia răspund la fel. Seara promite surprize plăcute și vești bune. Taur. Dacă sunt planificate câteva lucruri importante pentru această zi, este mai bine să vă apucați de ele dimineața. În acest caz, probabilitatea de a finaliza ceea ce ați început va fi mult mai mare. Întâlnirile de afaceri merg bine. Există șansa că veți fi susținut de oameni care pot face multe. Împreună cu ei veți realiza ceea ce anterior era considerat aproape imposibil. Cu cât mergeți mai departe, cu atât va deveni mai greu să vă concentrați. Obosești mai repede și ai nevoie de mai multă odihnă. Sunt probabile certuri pentru fleacuri sau neînțelegeri cu prietenii. Mizați-vă pe experiența și bunul simț. Nu cădeți în provocări. Gemeni. Nu te grăbi. Este important să evitați greșelile, acțiunile neprevăzute, astfel încât fiecare pas ar trebui să fie bine gândit. Merită să ascultați sfaturile aliaților de încredere și ale vechilor cunoscuți. Experiența lor este adesea utilă și ajută în afaceri. Fii atent cu banii tăi. Ziua nu este potrivită pentru achiziții mari. Este ușor să greșești cu o alegere, să cheltui o sumă semnificativă în zadar. Citiți cu atenție orice document înainte de a le semna. Cadourile neașteptate, surprizele romantice nu sunt excluse, datorită cărora starea ta de spirit se va îmbunătăți. Rac. Controversată, dar de aceea este o zi interesantă. Ea îți va da ocazia să-ți demonstrezi capacitățile, să arăți de ce ești capabil, să cunoști oameni care îți vor aprecia talentele. Te poți lua de ceva complet nou, chiar dacă astfel de cazuri par foarte dificile. Ai șansa să reușești în ele. Relațiile tensionate și inegale în ultima perioadă se vor îmbunătăți semnificativ, iar dezacordurile și disputele recente vor fi uitate. Nu este exclus ca evenimentele din această zi să marcheze începutul schimbărilor cardinale în viața ta. Leu. O zi roditoare. Este minunată pentru a pune ordine în lucruri, pentru a rezolva probleme importante. Merită să vă concentrați asupra activităților utile, în care cu siguranță veți reuși. Relațiile funcționează bine cu oamenii care împărtășesc hobby-urile tale. Puteți face un fel de proiect comun, va fi distractiv și interesant. Veți obține o mulțime de emoții pozitive. Nu vă grăbiți să rezolvați problemele financiare. Ideile care îți vin în minte nu sunt întotdeauna bune. Acordați-vă ceva timp și veți afla cum să procedați cel mai bine. Fecioară. O zi contradictorie și epuizantă. Nu vor apărea probleme grave, dar sunteți atât de îngrijorat de orice dificultate minoră și obstacol care apar pe drum, încât nu observați evenimentele plăcute, veștile bune care vor fi prezente. Nu trebuie să vă asumați ceva important și dificil. Nu va fi ușor să obțineți succes. Riscați doar să pierdeți timp și energie. În plus, astăzi nu ești la fel de persistent ca de obicei și uneori renunți la planurile tale, fiind literalmente la un pas de implementarea lor. Așteptați un pic. Situația se va schimba în curând în bine. Balanță. Nu este cea mai bună zi pentru rezolvarea problemelor importante. Este dificil să te concentrezi. Din când în când, ceva distrage atenția și te încurcă. Dar acum este cel mai potrivit moment pentru comunicare, întâlnire cu prietenii și relaxarea într-o companie veselă. Vă veți distra foarte bine, veți obține o mulțime de emoții pozitive. Fii atent cu bunurile tale, există riscul de a pierde sau de a sparge ceva. Aparatele electrocasnice se pot defecta. Este mai bine să nu te grăbești la cumpărături. A face alegerea corectă este mai greu decât de obicei acum, pentru că ai încredere în prima impresie, iar aceasta nu este întotdeauna cea adevărată. Scorpion. Ziua este destinată comunicării.
Găsiți cu ușurință un limbaj comun cu vechii cunoscuți și câștigați rapid simpatia celor noi. Nu trebuie să fiți viclean pentru a face impresie bună, doar fiți voi înșivă. Mulți sunt interesați de ceea ce spuneți și faceți. Cu siguranță există oameni care vor să te cunoască mai bine. Dacă trebuie să faceți câteva lucruri importante, faceți un plan și încercați să vă țineți de el în toate. Nu vă bazați pe capacitatea voastră de a improviza. În afaceri este important să fii atent la detalii mici. Săgetător. Acum nu este momentul să discutați problemele personale, să fiți sinceri cu oamenii necunoscuți. Trebuie să vă gândiți la ceea ce se întâmplă și să luați propria decizie, să definiți obiective, să găsiți o modalitate de a le atinge. Toate acestea nu sunt ușoare, dar vă puteți descurca. Nu există nicio îndoială. O distracție inactivă reduce rezervele de energie. Este mai bine să nu stați fără lucru, ci să faceți ceva interesant. Mulți reprezentanți ai semnului vor găsi util să se concentreze asupra studiilor lor. Vor învăța o mulțime de lucruri utile. Vor primi răspunsuri la întrebări pe care le-au nedumerit de mult timp. Capricorn. O zi importantă. Dezvoltarea evenimentelor în viitorul apropiat și îndepărtat poate depinde de ceea ce spuneți și faceți acum. Nu este întotdeauna ușor să iei decizia corectă, dar ai timp să te gândești la asta și să cântărești totul. Oamenii din jurul tău, în special prietenii apropiați, dau sfaturi utile. Uneori trebuie să asculți chiar și cuvintele cunoscuților ocazionali. Este posibil să întâlnești oameni despre care ai auzit o mulțime de lucruri bune. Vor fi conversații neașteptate, interesante și utile, deși nu promiteau nimic special. Vărsător. O zi grozavă, fructuoasă, reușită, plină de evenimente plăcute. Sunteți gata să acționați decisiv. Nu vă este frică să vă asumați riscuri și să obțineți succes în cazul în care oamenii care sunt mai puțin activi ar ieșua foarte probabil. Întâlnirile de afaceri și negocierile merg bine. Reușești să interesezi mulți oameni cu ideile tale. Seara este potrivită pentru a discuta probleme importante cu cei dragi. Chiar dacă există unele neînțelegeri, poți vorbi calm despre toate și ajunge la un compromis. Va exista șansa de a corecta greșelile făcute mai devreme. Nu o ratați! Pești. Nu este o zi rea. Prima jumătate a acesteia este deosebit de fructuoasă, prin urmare este potrivită pentru chestiuni importante. Vă permite să completați ceea ce a fost început mai devreme. Va trebui să vă confruntați cu dificultăți, dar prietenii și cunoscuții buni vă vor ajuta să le depășiți rapid. Apar noi idei pentru muncă și afaceri. Este prea devreme pentru a vorbi serios despre implementarea lor, dar este deja posibil să faceți câteva planuri. A doua jumătate a zilei este mai potrivită pentru relaxare sau câteva activități interesante și plăcute. În același timp, poți face careva achiziții mici.